Luni și e timpul pentru un mini podcast, deși în ultimele săptămâni acest mini a devenit un macro podcast. Am vorbit despre animale, am vorbit și despre animale domestice și animale sălbatice. Ieri am avut un podcast legat de Svalbard și de ursul polar, printre altele. Și atunci am zis că să vorbesc despre urși. S-a <laughs> terminat cumva până în momentul de față treaba cu animalele, dar astăzi o să vorbesc despre Expresiei cu animale. O, oh, da! <laughs> la cuvântul și expresia zilei m-am gândit la o expresie populară, obișnuită, folosită, a dormi ca ursul. Nu am găsit această expresie în Dex online. Dar nu este greu să înțelegeți ce înseamnă a dormi ca ursul. E cam evident de ce? Pentru că ursul doarme mult. Am învățat pe podcast că ursul hibernează și doarme multe luni. Cât ține iarna? Jumătate de an, șase luni, din octombrie până în martie-aprilie. Și atunci când spui unei persoane că doarme ca ursul, faci referire la faptul că doarme prea mult. Deci nu este un compliment, ci e mai mult și glumeț, dar și ironic. Um, sau. Um, nu știu cum să-l definesc, dar. Dacă îi spui, de exemplu. <laughs> Haideți să vă dau un exemplu. Dacă spui, de exemplu. Bunicul are 90 de ani și doarme ca ursul. Niciodată nu pot să vorbesc cu el, pentru că el doarme tot timpul. Când spui că doarme ca ursul, adică doarme și doarme și doarme și nu se mai trezește. Atât de mult doarme precum ursul, ca și ursul. Să vă mai dau un alt exemplu. Iarăși cu vecina și vecinul. Haideți să vorbesc despre vecina, de exemplu. Vecina de la etajul 3 doarme ca ursul. Poți să o sun pe telefon toată ziua pentru că ea nu îți răspunde, fiindcă doarme ca ursul. Poate nu e cel mai bun exemplu am mai spus-o și înainte, că partea asta legată de exemple nu este partea mea cea mai forte, cea mai puternică, cea mai tare. Dar înțelegeți că dacă spui lucrul ăsta despre vecina, înseamnă că ea doarme foarte mult. Și o zici așa: cum ar veni că ești supărat, că vrei să vorbești cu vecina, încerci iar și iar și iar să o suni pe telefon pe vecina și nu dai de ea. A da de cineva înseamnă că îl găsești. Nu dau de vecina înseamnă că nu o găsesc pe vecina. Nu reușesc să vorbesc cu ea. De ce? Pentru că doarme ca ursul. Doarme așa de mult că nu pot să vorbesc cu ea. Deci o persoană care doarme foarte mult este... Poți să spui că persoana respectivă doarme ca ursul. Ia. Yeah. Întrebare. E regionalism? această expresie este un regionalism? Greu de spus, poate că e, poate că nu e. Folosesc această expresie des? Nu o folosesc des, dar o folosesc. Am auzit-o? Am auzit-o, dar nu foarte des. Cine o folosește? Hmm, e greu de spus. Probabil tineri, probabil oameni mai în vârstă, doarme ca ursul. <laughs> Poate că nu este expresia cea mai des întâlnită. Eu personal ce folosesc foarte des cu ursul este legat de miere. Trage ca ursul la miere. A trage ca ursul la miere înseamnă că iubește mierea, îi place mierea foarte mult ursului și... Uf, <laughs> este poate nu hipnotizat de miere, dar ursul, ursul lui, atenție, aici avem un caz, ursul lui îi place foarte, foarte mult mierea. Și când spui despre o persoană că trage ca ursul la miere, înseamnă că acea persoană este foarte tentată de ceva um, da, de ceva în principiu, nu neapărat de persoane. De exemplu, poți să spui: Este un meci de fotbal și toți trag ca ursul la miere, adică sunt foarte tentați, sunt foarte pasionați, sunt foarte interesați de fotbal și își cumpără bilete pentru un meci de fotbal. Sau poți să mai spui. Când tragi ca ursul la miere, e ceva care te tentează foarte mult. De exemplu, o femeie vede o haină de blană albă îi place foarte mult și um, um, ea vrea să cumpere acea blană și când spui că trage ca ursul la miere, acea femeie este tentată foarte tare de această blană să o cumpere pentru că e pasionată și îi place foarte mult, ok? Dar expresia zilei a dormi ca ursul. Sau poți să mai spui așa cumva mai um, ne... mai ironic așa. Ce dormi atât ca ursul? Trezește-te! Dormi ca ursul. Adică, hello, trezește-te, dormi ca ursul. <gătă> adică, poate că n-a fost tocmai bine cum am spus acum pe final, dacă când spui dormi ca ursul, când îi spui unei persoane tu, dormi ca ursul, înseamnă că, hello, trebuie să te trezești că ai dormit 15 ore. E timpul să mergi la școală sau e timpul să... Muncești sau e timpul să, nu știu, să faci curățenie, de exemplu, să cureți garajul, să speli mașina. Ok? Bun. Asta a fost pentru ziua de astăzi, cuvinte și expresii. Ne auzim pe mâine o zi excelentă de luni, numai bine.